Jiva numai dacă scuipă să repară, bă. Arată unde e gaura să scuipe pe ea, să vezi cum se face. Bă, te-am văzut că mergi cu o română. De la cine ai învățat să mergi cu așa cum? Ce-a spus? Ce-ai spus? Ai zis că era dinamometrică. Și eu te-am întrebat. Ce-am scos? Nu are importanță. Și ieșim la tură. Ta 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 ta. Bă, da, frumos e colorat motorul ăsta, să moară măsa cât e de frumos. Nu-i al tău? Nu contează. Bă, da, ăsta, așa colori. Păi? La tu tot din ăsta ai? De care ai tu? E, pe aia zic, e frumos. Da, mulțumesc. Nu, 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 zic ce culoare frumoasă are, bă, cât e de aprins. Când bate soarele pe el, să-mi bat picioare, abia te poți uita la el, cât e de frumos. Prima motoretă. Serios? Da. O, și mergi și bine, bravo. Da. Dar are pană? Da. Să mai pune. Nu tot după ce așa. Păi și la ce să umfle? Trebuie să facă pană. Păi da, și o fac acolo. Aici imediat. Jiva numai dacă scuipă să repară, bă. Arată unde e gaura să scuipe pe ea, să vezi cum se face. Păi chiar dacă am barbă, știi că e fină, bradul. De ce vorbim? Nu știu de unde e. Dar știi care e? Culmea că la el s-a întâmplat. Bă, și vezi și lua să te duci. Tot vedeam că se duce puțin pe virajul. Da! Și lua să te duci, am făcut pană. Hai, dar la asta, la. Nu merge, Silviu! Nu merge! Ce-i place camera și lui ăsta? Au, Doamne! Ce-i place să stea la cameră? Zici că e fotomodel? Te-am văzut că mergi cu o română! De la cine ai învățat să mergi cu așa cum? Ai văzut? Cel mai bun profesor! Few moments later. Zi, domn profesor, ce s-a întâmplat? Care e problema acum? S-a întâmplat o explosiune. A făcut pană. Dar cine a făcut pană? Nu știu. Ia întreabă cine a făcut pană. Dar cine a făcut? Eu l-am tot spatele lui, zic, bă, aruncă pietre după mine, aruncă pietre, zic, ce naiba? Mă uitam acum pe viraje. Tot după ce am stat după aia. Bă, da, dar dacă scui pe el, nu se repară? Acum, mai vede. Dai cu un pic de șchipițiu. Să umflu, să vedem unde-i. Cred că trebuie mai aproape, da. Avem noi chipul. Nu avem. Cred că trebuie mai aproape. Ia casca. Dă-mă motoreta mai aproape, n-auzi. Să mă iert.
Uite, de la trebuie să-mi iau eu pe la ala. Ce? Acum am priză. Sunt și mai mici. O să-mi bag pe ăla. Bă, da, bașcă-i de sunflat bine, bă. Dă-mi o scoteală pe miraj, că n-am, știi? O scoteală, dar ai încercat să-mi încercat. Dar nu-i mai drept cu ea. Uite, nu-i acolo, ia. Uite, uite-o. Să merg cât mai drept cu ea, că după aia... Da, bă, da, ies să fie mergeam. Eu am simțit toată, bă, ce... Dar ce, tu ai mers cu asta? Da! E, tu ai condus-o! Ți repare, bă, cauciucul omului, că i-ai stricat cauciucul. Că dacă mergea el, nu făcea pană. Nesimțitule! Aceea de brâncăcios! Dă mai spate! Dă seama că nu făceai pană dacă erai tu, că el e greu, știi? Auzi, ai revolut acum! El e greu, știi? Și și merge tare, eu sunt convins că trage tare de gaz. Da, 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 și l-a rupt, l-a ciupit undeva. Sunt gaz, sunt gaz, ce friptură este. Fii atent. Îmi iau zile trecute o dinamometrică. Băi, ești atent la mine. Băi, ascultă-mă, ascultă-mă un pic. Ascultă, nu, nu, nu te-am întrebat, nu m-ați spun, fii atent. Îmi iau dinamometrică zile trecute. Stai să-ți povestesc. Și mă duc să beau o cafea cu Jiva. Și zic: "Bă, Jiva, m-am luat cu dinamometrică." Zic: "Mă duc la garaj să o folosesc ca să mă întind lanțul." Zice Jiva: "Hai să vedem la mine la mașină." Pac, o pune pe mașină. Apasă. Opa, stai stricată, mă, asta nu pocnește. Om, el știe. Mă duc la garaj. Spune, da. Spune ce a spus. Ce ai spus? Ai zis că era dinamometrică. Și eu te-am întrebat, ce a scos? Nu are importanță. Ce a scos din buzunar? Mergea dinamometrică, da sau nu? Nu. Nu, îți spun eu, merge dinamometrică foarte bine, dar tu, cum nu știi, trebuia desfăcută de tot. Se vorbește serios, o am la garaj. Păi da, dar nu știu bine că tu ai zis că nu merge, nu eu. Păi tu ai pus pe mașină, tu ai încercat să strângi pe zonă și ai spus că nu strânge. Cine simțit ești că nu. Și tu vii să-mi dai mie lecții de mecanică, resimțitule, merge dinamometrica aia, ață merge. Nici nu a intrat, cât ești de dinamometrică? Asta e armă albă. Și dinamometrica asta, că n-am văzut asta. Bă, telescopic. Păi și cum o setezi? Aici se setează. Trebuie altă cheie ca să se setează frumos. Kilo asta, vibrochenul. Auzi. Tu ai auzit de alea, știi ce sare kilo asta, vibrochen. Bă, tu o să ajungi mare mecanic. Ascultă aici, n-asculta la dăștia ca Jiva, că dacă asculti o să ajungi rău. Hai de fel, scoate-ți doamne ăsta. Vrei să scoți ciu și motorul? Te pe grabă. Mă speri cu tot ei. Vedem noi pe drum dacă mai suflă. Dacă mai suflă, tot el îi devină. Da-te-n cap lui, bă, să vorbeam. Da, trebuie să-mi iau și un kit ăla de pană, că, băi, bun, adică face diferența între a rămâne acolo sau a plea ajunge acasă. Da, nici nu știu cât, trebuie să-mi uit să văd cât e un kit de pană, că nici nu ocupă mult spațiu, cred că intră în orice șa de motocicletă. Da. Much later.
Te ajută, ăsta merge tare dacă îl ții constant, dacă când ieși din viraj n-are putere să tragă așa tare. Până urcă... Am văzut o trebuie pe vitare, dar când ieșim din curc acolo nu-i pierd. Acolo pierd, că nu mai... O căzut. A picat unul. Nu, băga mea. A picat? Meanwhile... Același viraj, o căzut ăla cu GS-ul. Ce ai făcut, bă? Omule, dar au frânat, o merg motorul drept și se speria și-a mai dat în frână. Și a strigat, nu! Dar motorul ce are? Are codiță un pic aici? Nu! Că ai frânat odată și trebuia să-l lăsat. Cred că da, tancul. Și a strigat, nu! Și trebuie să ne strigă, și atunci mă dat în frână. Păi trebuie spatele, care au făcut? O blocat spatele o tură, s-a făcut, s-a revenit, și după aia rămâi dată. Nu era, era drumul betonat. A blocat spatele fără ABS. Da, nu puțin. Și casca, cum l-a aruncat peste. Hai să mergem jos. Băi, și virajul ăsta așa de periculos e cum vii pe aici. Anul trecut iar tot așa am venit cu niște băieți. Exact în același viraj, exact în același loc, mai picat cineva. Că vine, vine și odată se închide. Da, e periculos. Bine că n-are el nimic. Stai să șterg, mă. Nu prinde, degeaba că nu prinde. Nu prinde, din cauza la benzină, nu prinde. Încearcă să bași prin... Nu, nu prinde, uite pe aici, așa. Nu prinde, rupe aici. Deja, uite, vezi o de... Un muiotu. Un muiotu. Poc și pola trebuie, da. Hai, mergem în oraș, dar unde găsim? La PECO oare, este pur și simplu? Da, într-o. Până la PECO ne ducem fără motor pe duce. Bă, poxipol, nu uite, vezi, mă, de astea, de pești, nu? Poxipol. Lasă-l deocamdată așa, știi, că tot ține ceva, știi? O, măcar, dar să nu intre în rezervă, dar n-are cum să intre în rezervă, mizeria asta. Nu, bă, e rău bărcăt. Lasă-l așa, că se mai întrește.
Crezi că nu se întărește? Iară tu ești de vină. Iar ai stat în spatele copilului. Copilul ar trebui acum să zic că tu să îl repari. Din cauza ta ai stricat lui copilul, ai făcut pană, lui copilul ăsta ai stat după el, a făcut belele. Noroc că nu mai cure. Nu pare să curgă, bă. Dar asta nu, parcă nu s-a întărit încă. Dar nu curge. L-am și strâns acolo, știi? Cum ai strâns? Zi-mă cum ai strâns. Nu, sliver. Faci aici proiectul căzătura plus reparații plus tot. Nu, că asta începe lucrul de mâine. Nu mergi. Salută oamenii, că încheiem videoclipul aici, că avem filmat mult astăzi. Vă pupă Jiva, Jiva, tot el e de vină. Aveți grijă când, dacă sunteți prin zona Banat, dacă îl vedeți pe Jiva, nu stați în fața lui. Hai, v-am pupat, pa!